Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută vocea Basarabiei. Bun găsit tuturor! În aceste zile, oricine bate la poartă sau la ușă ar trebui să fie gata să cânte un colind. Oricine deschide poarta sau ușa ar trebui să fie gata să asculte un colind. E vremea colindelor, e vremea colindătorilor. Noi îi primim cu drag aici la vocea Basarabiei. Astăzi ne colindă minunata soprană Violeta Botezatu. Thank you.
Ea este prima și deocamdată singura basarabeancă ce a studiat canto academic la conservatorul Benedetto Marcello de la Veneția, a cântat pe gondole, dar și pe scenă teatrurile fenice pe care a evoluat celebra Maria Callas. Interpreta Violeta Botezatu ne-a colindat astăzi. Violeta, te salutăm cu mare drag! Salutare, dragii bine mei! Bine ai venit la noi! Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Salutare tuturor telespectatorilor Vocii Basarabiei! Violeta, spune-ne, nu știu cum să zic, în câteva cuvinte sau în mai multe cuvinte, cum se duce anul 22 pentru tine? Se duce un pic mai greu, așa se... De ce? E un an așa mai dificil, așa mi se pare, mai specific, da, poate din pricina faptului că suntem așa într-o perioadă mai nevoioasă, da, fiind de la hotarele noastre războiul, un pic ne afectează și cred că pe majoritatea artiștilor în special îi afectează cumva în mod deosebit. Așteptă 2023, asta e. Se încheie cu multă activitate, copil, familie, sunt multe așa. În afară de copil și familie, ai activități, ai invitații, serate, concerte? Nu așa multe, nu așa multe, din motivul că am fost plecat atâția ani peste hotare și acolo am activat în Veneția, acolo mi-a fost casa, acolo mi-a fost masa, activitate artistică, prieteni și asta cumva, desigur, se simte. Am revenit în țară acum 2 ani. E greu să intri, să te infiltrezi. Da, e destul de greu, probabil și faptul că am copil mic și cumva majoritatea timpului și perioade stau cu copilul, dar oricum încerc, nu mă las bătută, mai merg pe la evenimente, mai merg. Uite, te-au descoperit, te-au redescoperit unii te-au descoperit la nocturnele Teatrului Eugen Ionescu, unde evoluezi. Da, așa este, într-adevăr, un eveniment foarte interesant și la care m-am bucurat enorm să particip. Apropo, invitația a venit din partea domnului Marian Stârcea, compozitor, care el a avut ideea să cânt ceva mai special și a venit cu ceva piese mai, iarăși, mai neobișnuite pentru mine, ce fac parte din perioada interbelică. Folclorul orășenesc interbelic. Da, foarte frumos, niște piese... Adică, ca și act artistic, ți-a fost și ții interesant să te implici. Da, da, mie interesant să cunosc actori, oameni de artă, să cunosc lume, să cunosc politicieni, de ce nu, spații, unde spații frumoase unde se poate de cântat, unde se poate de creat ceva nou. Sunt curioasă să cunosc alți muzicieni cu care și acum am mai colaborat, cu care încercăm să facem ceva nou. Deci e un proces care durează, nu e așa, din de la o zi la alta. Zicea de colaborări, dar cine colaborezi acum? Acum colaborez cu câțiva muzicieni foarte buni, colegi, cu care am început să înregistrăm un disc, da? Un disc de muzică romantică, internațională, dar în special va fi muzică italiană. Da? Așa pe care știi să o cânti tu altă. Da, dar pentru că acolo vrei, nu vrei, mă simt așa mai în apele mele și apoi sunt atâtea melodii frumoase pe care nu mai știu, trebuie să selectez cumva. Aș vrea pe toate să le cânt. Și un disc foarte frumos unde eu voi cânta la pian, cu improvizații, cu tot ce știu eu și ce pot cânta. Eu am văzut-o pe Violeta improvizând la pian în stil jazz, după care pianiștii binecunoscuți și talentați Iuri Mahovi și Anton Lapic au spus că noi nu avem așa pianist în țară care să improvizeze atât de măiestrit. Da, a fost un compliment de la doi pianiști. Da, da, mulțumesc frumos. Într-adevăr, mi-am dat seama că de fapt lumea nu mă cunoaște cum cânt la pian. Vezi, dintr-o chestie de comoditate, cobza e mereu cu mine. Și lumea mai mult mă vede și mă percepe ca o fată ce cântă la cobză. Dar stai, că de fapt eu am absolvit liceul de muzică Ciprian Porumbescu la pian și apoi conservatorul și apoi în Veneția la fel. Am cântat foarte mult timp la pian în piața San Marco. Și am zis că trebuie cumva de arătat și această latură care e la fel de importantă și e frumoasă. Corect. Și cu acești băieți am făcut mai multe melodii, acum urmează să le și facem un înveliș așa video, ceva frumos.
Și sperăm tare din suflet, sperăm anul care vine. Am zis că începutul anului 2023 să fie cu un concert de lansare. Abia așteptăm, Violeta, acest concert, dar și acest CD. Dar spune-ne un pic, mai ales pentru telespectatorii care nu cunosc, despre ceea ce ai făcut tu în Italia și despre cât timp ai stat acolo și ai cântat și ai învățat. Deci, în Italia sunt ani buni. Am locuit acolo probabil așa, vreo 15 ani, da? Am cântat la acordeon mai întâi. Da, n-am mai spus, acordeonul este primul meu instrument la care am început să cânt. La școala muzicală din Cantemir. Și acolo am cântat la acordeon pe gondolele venețiene. Hai să nu uităm că la Cobza ai cântat, e că am luat și Cobza între timp, da. Cobza cu care ai cântat. La Cobza ai cântat și în orchestra folclor înainte să pleci în Italia. Așa este, cântam la Cobza, eram angajat în orchestra folclor. Ia, fata cu de... Cobza, ție să-ți șadă mai bine soția așa în brațe, ca pe un copilaș. Și a fost foarte bine, o experiență absolut fermecătoare, mai ales că din draga copilărie eu mă visam pe scenele din țară și am nume într-o orchestră de muzică populară și visul meu s-a împlinit așa la 20 de ani, dar repejor am și trecut la o altă etapă și am mers pe secotare în Veneția, unde am cântat la acordeon, mă întrebai, după care am început să cânt cu vocea pe gondolele venețiene, fiind prima acceptată de a-și desfășura. Dar eu am spus din numărate ori, da, până la Violeta Botezatu, pe gondole cântau numai bărbații. Pentru că așa era acceptat, un fel de tradiție italiană, venețiană. Iată, Violeta a spart tradițiile în Italia și a fost prima femeie acceptată să cânte pe gondole. Ce frumos! Cântece venețiene. Există special. Și un limbaj venețian, slang venețian. Exact, e așa și numesc, chiar o limbă venețiană. Cântă-ne ceva în limba venețiană. Așa. Da. Așa. Ce-ai cântat pe gondole. Da, ce-ai cântat pe gondole? O improvizație. Că nu este o italiană pură. Nu. E și ea cu regionalism. Dar vine din italiană, și... da? Da, desigur. Bine, dar Italia e împărțită în atâtea zone. Dacă ai pune un venețian cu un napoletan să discute în limba lor... S-ar deci... putea să nu se înțeleagă. Nu, ei nu se înțeleg. Clar. Noi aici românești nu ne înțelegem unii cu alții. Dar voi iei la cât... Da, voi cânta un fragment, da? Căraia mea, Veneția, me despiace răsere toate sărele. Prima de partire voi să iudorelă. Bună e Venezia cara, bună e Venezia mia, Venezia parcă m-am pomenit în sala teatrului La Fenice, știi, din Italia. Da. Sau pe o gondolă. Sau pe o gondolă, da. Acolo unde am debutat, apropo, pe sala La Fenice, acolo am debutat în rolul lui Romeo. Da, da. Eu urmăream toate posterile pe rețele de socializare, când ne cunoșteam deja. L-am jucat pe Romeo în... Julieta și Romeo. Apropo, Italia a fost țara care mi-a dat curajul și dorința de a experimenta
și de a cânta, plăcerea, să zicem așa, plăcerea de a cânta în fața oamenilor. Ce cred că altă... Exact. Cred că în altă țară nu aș fi putut, cel puțin în Moldova. Dar acolo oamenii, clima, știi, cultura, efectiv m-am simțit într-un echilibru cu mine, însă și ceea ce văd în jur. Veneția e o capodoperă, la orice colț, fiecare clădire, fiecare pietricică are o istorie și toate lucrurile astea te inspiră. A rupt toate de ușor cu Veneția, nu? Te mai trage încolo? Te mai văd postând fotografii cu soțul Ion și cu feciorul Iustin pe piața San Marco sau nu știu pe unde. Mai mergeți încolo? Mai mergem, dar ba mai mult decât atât. Acum, în luna februarie, va fi carnavalul. Corect. 2023. Corect. Și sunt invitată. Ești invitată. Da, da. Violeta a fost, iarăși, a avut ocazia, onoarea, să deschidă carnavalul de la Veneția în câțiva ani de rând. Da, câțiva ani la rând, da. Alături de alți muzicieni, băștinași, venețieni doc. Și anul acesta mă bucură foarte mult că am fost invitată. Deja vor urma câteva serate la palat. Deci abia aștept. Asta mă ține, știi? Și ce o să muzică italiană, venețiană? Nu numai. Să le cânt și muzică românească. Acum depinde, pentru că se organizează o serată așa, cu o tematică. Poate fi tematică italian sau ceva, dar nu cred că voi cânta ceva japonez, nu. Clar. Violeta, dar mai spune-ne despre experiențele inedite de care ai avut parte în Italia, pentru că ceea ce ne povestești aici și tu și Andrei sunt de-a dreptul, într-adevăr, uimitoare experiențe și activități. Cred că ești în multe unica moldoveancă care a făcut aceste lucruri în Veneția. Uite că tot ai zis unica. Mi-am adus aminte acum de o întâlnire foarte la fel de unică și specială cu unul dintre cei mai mari creatori de modă, Pierre Cardin. Mm-hmm. Am avut ocazie să cânt la nepotul, la sărbătoarea, la nunta nepotului său, Rodrigo. Și atunci am făcut așa s-a stabilit o legătură foarte frumoasă. Am discutat toată seara. Scuze, Pierre Cardin, fiind francez, fiind italian de origine, dar care s-a manifestat, și-a făcut o carieră în Franța. În Franța, da. Dar nepotul său e italian. Da, da. Dacă e Rodrigo. Da, Rodrigo, da. Păi, în spaniol, mă duc. Dar și asta e italian. Și a fost foarte interesant, pentru că atunci am discutat multe aspecte și l-am întrebat la un moment dat care ar fi secretul de cheia succesului, la care a zis, uite, ar trebui să fii prima. În toate. Prima, în ceva. Prima, să vrei să fii întotdeauna. Prima, adică ceva unic, ziceai de unic. Să fii unică. Și atunci mi-am gândit, atunci eu trebuie să cânt la cobză ceva, altceva, nu neapărat doar muzică populară, folclor. Atunci ar trebui la pian să cânt altceva. Adică așa, să găsesc o combinație care să mă definească pe mine ca și artist unică. Și tu chiar ești unică, Violeta. Să găsești în toate drumurile deja cunoscute, să găsești cărărușa ta. Da, ceea ce nu este absolut ușor. Nebătători de ei, nu este ușor, este greu chiar. Este foarte greu, da. Dar cel mai mult îmi lipsește, în Veneția îmi lipsesc oamenii, faptul că în fiecare zi aveam ocazie să cânt și să vorbesc cu lumea de prin toate colțurile lumii. Zice, azi era Signor Lucio. Lucio. Okay. Lucio este un proprietarul unei cafenele, da, din centrul Veneției de acolo. Și vine lumea din tot universul. Vine ca să-l vadă și să-l asculte, să-i asculte cântecele venețiene. Și atât de frumos. E un om admirabil, eu l-am cunoscut și eu. Da, da. Datorită Violetei. Da, un om care vine dintr-o familie de 11 copii și poate asta e și faptul care el are cumva o legătură și un respect față de toate națiunile, față de toți oamenii, culturi. Nu este un om închis. De fapt, venețienii sunt destul de receptivi, deschiși. E simplu motiv că în fiecare zi au de-a face, au legături. De turiști acolo. Exact, în fiecare zi. Dar la carnaval, pentru că el începe în februarie.
La da. Carnaval o să cânți? Ce în o să deschidere. Cânți? Da, o să cânt cu vocea, nu cu corza, da, cu vocea. Voi cânta în primul rând, da, muzică venețiană, arii de operă, uh-huh. Da, și voi avea duete cu un tenor, iar Rodrigo, cum spune-i fatalita, Rodrigo. Da. Vom avea multe duete și mai vedem, pentru că acum mai urmează să stabilim programul, dar suntem bucuroși. Spune-mi, te rog, soțul tău care te iubește nespus de mult, nu este gelos pe activitatea asta a ta? Pe Rodrigo. Rodrigo, că pe Rodrigo, îi vine el de forcă. Nici m-a auzit de Rodrigo. Da, nici n-a auzit, nici nu trebuie să aud. Unul sau altul m-au revrit la unul. La unul, imaginar. Nu este gelos. Eu nu mă susține, el își dorește ca eu să realizez cât mai multe lucruri, mă sprijină. Da, asta și... este foarte important. Este foarte important. Noi acum chiar zi de zi vorbim și ne dăm seama că orice pas al meu, orice mișcare ar trebui să fac, să înregistrez, să merg la filmări, că acum am și făcut ceva filmări împreună cu soțul, apropo. Orice pas al meu necesită o altă persoană care să aibă grijă de micuț. Corect. Văd că îl purtați cu voi, că e micul Iustin cu tăticul acolo în hol. Da. Da, și da, e nevoie de o persoană care să ajute, nu-i... Dar lui Iustin îi cânti ceva? Da, îi cânt, dar ce? Lui îi place foarte mult. Orice, eu cânt la Cobza și el deodată, Cobza, avem o muzicuță în casă și toată ziua stă așa cu muzicuța. El? Da, da, și mă vede la televizor, când mă vede la televizor e... Încântat. Mama. Îi place foarte mult muzica. Apropo, îl mai iau cu mine. La orele de cobză care am la liceu, de muzică Ciprian Porumbescu. Vreți am câteva fetițe. Nu cred. Pianist, acordeonist? Mai am colegi, da, care au absolvit liceu de muzică Ciprian Porumbescu și când îmi întreb, da, copiii tăi, cum? Dorești să-i faci muzicieni? Nu. Nu. Adică, nu neapărat că nu-mi doresc. Eu văd că el are o mare... pasiune și dorință de a cânta. Îi place foarte mult muzica. Îl mai iau cu mine că am acolo două fetițe micuțe și frumușele și el pupă și el e cel mai fericit. Vin la pian. Deci e cu mine și cu Ion. Violeta, cu tine este o plăcere să stai de vorbă de fiecare dată. Vrem să-ți dorim să se ducă anul vechi, anul 2022, dar să-ți lase în suflet cele mai minunate amintiri care ți le-ai prilejuit și întâlnirile cu oamenii care ți-au fost dragi în anul ăsta, iar anul care vine să-ți împlinești mai multe visuri de creație inclusiv. Să dea Domnul, mulțumesc pentru felicitare și eu vă urez multă sănătate în primul rând, pentru că de asta, cât de banal nu ar fi, în realitate asta e cel mai mult ce contează. Desigur, să fie pace pe pământ. Ne dorim atât de mult acest lucru și să ne auzim de bine. Mulțumim, Violeta. Mai mult și la mai mare. Da, de Doamne. Și pentru că astăzi colindele Violetei Botezatu sunt un pic diferite, dacă ați observat, ca și stilistică. Ele amintesc mai mult de muzica epocii renașterii decât colindul tradițional folcloric. Deși, uite, au și elementele tradiționale și mesajul biblic. E o combinație frumoasă și o combinație extraordinară. Spectaculoasă. O să te rog să ne mai cânți un colind, uite, acum, în finalul acestei discuții. Așa. Da? Da. Prieteni, Violeta Botezatu astăzi la Te salută vocea Basarabei cu încă un colind pentru cei care nu l-au ascultat pe primul și trebuie să fie colindat și ei. Sorocul Iisus
Dragi prieteni, așa cum am promis, azi anunțăm câștigătorii concursului Noroc Fest de pe pagina de Instagram a Vocii Basarabiei, concurs organizat în parteneriat cu Satul German, partenerul emisiunii noastre. Așadar, primele trei răspunsuri corecte la întrebarea de ce reducere vor beneficia la procurarea unui imobil în Satul German cei care au un bilet la acest concert, adică la Noroc Fest. Atenție! Tatiana Vacarenco, Tatiana Vântu și Elena Comerzan. Să verificați Instagramul. Colega noastră azi va reveni cu un mesaj despre cum intrați în posesia acestor bilete. Felicitări și ne vedem la concert! Iar noi, dragi telespectatori, revenim în scurt timp. Rămâneți aproape! Astăzi, binecunoscutul și mult regretatul interpret de muzică ușoară și folk, Iurie Sadovnic, ar fi împlinit 71 de ani. Cântărețul s-a sinucis cu o armă deținută legal, lăsând în urmă multă durere și semne de întrebare. Mândro, cui mă lași pe mine? El a fost și rămâne unul dintre cei mai populari interpreți de muzică ușoară și folk de la noi. Haiducul muzical al scenei noastre, Iurie Sadovnic, ar fi împlinit pe 14 decembrie 71 de ani. Vine din satul Jura, raionul Râbnița, a cântat în cântece casa de la Susleni, pe care a iubit-o ca pe o oază în care își regăsea inspirația, dar fără de care a rămas dramatic înainte să plece benevol din viață. Iurie Sadovnic a fost un artist singular, cu o imagine scenică inconfundabilă, cu multă dragoste de muzică, de publicul care l-a așteptat mereu. Interpretul a cântat în cariera sa în ansamblurile vocale instrumentale Haiducii din Susleni, Haiducii de la Institutul de Arte, Sonor, Contemporanul, Bucuria. În calitate de cantautor, a apărut în programele radio în 1978. Iar în 1983 a creat ansamblul Legenda, care a existat timp de 10 ani. Atâta timp cât a fost pe pământ, a dăruit tuturor bucurie prin cântecul său bine șlefuit, pe care e imposibil să-l uiți. Cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Iurie Sadovnic a cântat lumii întregi, i-a oferit emoție oriunde, fie acasă sau peste hotarele Moldovei. A trăit cu fiecare nerv muzica și cuvântul. Iată de ce creația lui a ajuns la sufletul admiratorilor săi. De-a lungul carierei, Iurie Sadovnic a înregistrat câteva CD-uri, duble albume care s-au bucurat de un mare succes. Legenda, Enigmatica femeie, Masa de piatră, În limba ta, Liniștea patriei mele. Împreună cu surorile Osoianu, a lucrat mult la culegerea extraordinară a unui album de colind de transnistrene. Ne-a bucurat cu prezența în scenă și cu sufletul lui plin de bunătate. Generațiile mai în vârstă îl țin minte pe Iurie Sadovnic încă de la ședințele Cenaclului Dialog de la Uniunea Scriitorilor din Moldova, unde el interpreta muzică folk și se bucura de un mare succes. Nu înceta să caute noul în materie de muzică ușoară. O bună parte din cântecele lansate au devenit din start șlagăre și continuă să acumuleze mii de vizualizări pe YouTube. Am să plec în codrul verde, Căprioară, Mândru cui mă lași pe mine, Fața pâinii, Noi pace vrem, Măicuța Andrei Popa, Demnitate, Dragă Oteie. Iurie Sadovnic are multe distincții înalte, inclusiv titlul de artist al poporului, Ordinul Republicii, dar cea mai înaltă distincție a sa a fost și rămâne dragostea publicului care l-a îndrăgit. I-a îndrăgit muzica și personalitatea. Iurie Sadovnic a ales să plece din viață. Pe 7 iunie 2021, taina plecării sale a luat-o cu sine, probabil tot din intenții nobile, pentru a ne lăsa cu amintiri pline de lumină, așa precum a fost chipul și sufletul. El rămâne un exemplu de artist care a legat măestrit muzica de cuvânt pentru a ne face mai buni, mai înțelepți, mai frumoși, mai generoși, mai nobili și mai plini de demnitate. A fost cel mai mare artist de muzică folk de la noi și se pare că altul ca el nu vom mai avea. Ați avut vreodată ocazia să legănați un copil care țipă într-una? Eu am avut, Andrei. Avut. Sunt sigură că și tu. Și eu am. Acum, pe nepoțelul meu câteodată așa îl legăn în brațe sau îl țin în brațe și spun fel de fel de vorbe. Dar, de fapt, nu despre asta e vorba în continuare. E vorba despre primul ajutor. Oricine dintre noi știe să acorde primul ajutor.
Sperăm că știe. Sperăm să nu aveți nevoie să acordați primul ajutor cuiva. Dar dacă se întâmplă să aveți această nevoie, iată invitata noastră de astăzi o să ne spună ce, cum și de ce trebuie să facem așa și nu altfel. Este vorba despre Olimpia German, pneumolog, autoarea sau fondatoarea unei platforme de educație în sănătate pentru persoanele nemedicale sau persoanele din afara sistemului medical. Doamna German, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit, mersi de invitație. De fapt, copilașul e al doamnei German, eu nu pretind la paternitate, vi-l înapoiez. Da, este un manichen, da, este un manichen, sigur, care noi ne învățăm cum să acordăm primul ajutor. Și... De ce e nevoie să învățăm pe oameni, pentru că ați avut și o platformă online, un curs de ajutor, de prim ajutor online? Online, da, și offline. Deci este, în viziunea mea, noi promovăm educația în sănătate, ori asta fiind niște acțiuni zilnice pentru a menține sănătatea noastră. Uh-huh. Și din acestea fac parte și acele cunoștințe care trebuie să le cunoască oricare persoană, părinte, chiar și nu părinte, să acorde prim ajutor într-o situație imprevizibilă de urgență, deoarece atunci nu avem cum să sunăm imediat sau nu avem cum medicul să fie lângă noi. Nu avem telefon, da, suntem pe un câmp, și, da, nu există acoperire. Nu trebuie știu să știm cum să acordăm minim careva manevre salvatoare de viață. Și astăzi mă gândesc să vă povestesc despre cele mai dese care ar putea să se întâmple în contextul sărbătorilor. Deoarece în timpul sărbătorilor, bineînțeles că vom sta la masă cu prietenii, părinții poate sunt puțin mai distrați și poate să nu supravegheze într-atâta copiii de bine și se poate întâmpla obstrucția de căi respiratorii cu corpi străini sau se înneacă, cum ar veni, da? Uh-huh. Și de fapt asta este cea mai des întâlnită urgență la copii, deoarece copiii pun tot în guriță, fiindcă ei așa percep lumea și atenție către mămici, și asta este responsabilitatea așa mămici sau tăticilor, a părinților, să supravegheze. Adică dacă noi supraveghem copiii corect, nu ar trebui să nimerească în așa situație. Dar totuși, dacă nimerește, am observat că multe persoane fac exact ceea ce nu trebuie să se facă și de ce am decis să facem niște cursuri și online și offline și să venim, iată, mulțumim pentru invitație și cu informații către lumea nemedicală, deci care au nevoie. Spre exemplu, dacă deci eu pot să interacționez și cu dumneavoastră. Sigur, sigur. De exemplu, cum veți recunoaște că copilul s-a înnecat? Cum credeți? E probabil că nu-i ajunge aer, așa, se face roșu sau se învenețește, da, în față. Da, la început roșu, corect. Deci, un copil în plină sănătate, jucându-se sau mâncând, atenție, nu trebuie să, nu degeaba în popor și bunii noștri când ne spuneau, când mănânci, nu trebuie să zâmbești și nu să trebuie vorbești. Să vorbești. Da, da. Chiar ne dădea câteodată și peste cap, da? Corect. Da, fiindcă ei știau că poate să întâmplă lucruri urâte. Și, într-adevăr, în plină sănătate, copilul începe să aibă o senzație că nu-i ajunge aer, să se înroșească, să hiperemieze la început, apoi să face pale, după care poate chiar să se învinițească, dacă nu este. Și aici mămicile ar trebui să știe un moment. Există obstrucție de căi respiratorii totală și subtotală. Atunci când este subtotală, corpul străin nu a obturat de tot și trece o anumită cantitate de aer prin căi respiratorii și avem sunet. Deci el va tuși sau va plânge cu sunet. Asta înseamnă că obstrucția este subtotală. Deci trebuie să-i lăsăm copilul să tușească, să încurajăm tusea. Ori la noi în popor, uneori, cum spunem? Ce spunem? Sau bea apă, sau mănâncă ceva, ceea ce este categoric nu corect, fiindcă în așa situație nu trebuie din nou să-i dăm să mănânce, poate să facă să se complice, dar din contră trebuie să încurajăm tusea. Sau maximal să-l lovim în spate, da, dacă copilul este mai mare, lângă omoplați, fiindcă acolo sunt niște receptori ai tusii și crește tusa și crește presiunea intratoracică. Deci iată cum ar veni cam așa. Iar copilașul, dacă este mai mic, iată cum îl avem bunăoare acesta, și vedem că obstrucția este mai gravă, adică totală, total ar însemna că nu auzim cum tușește, adică face doar niște intenții de a tuși, dar nu se aude, nu plânge, atunci obstrucția este totală, situația este gravă, trebuie să acționăm cât mai repede. Și ar fi niște manevre de dezobstrucție care sunt cunoscute, fie loviturile interscapulare, fie compresiunile sternale sau manevra Hemlich. Ați văzut, cred că și la adulți, când cu putere se efectuează, deci se efectuează o
mișcare între apofiza xifoidă și ombelic, da? Asta când îl apuci de la spate, da, da, da. Îl strângi și îl tragi, da. Îl tragi așa, da, spre tine. Iar la copilaș eu o să vă demonstrez așa ca să fie mai informativ. Deci ar fi să deschidem gura, să punem copilașul în jos, cu căpșorul mai jos decât fundulețul, să facem acel 5 lovituri, 1, 2, 3, 4, 5, după care întoarcem și vom face compresiunile sternale în regiunea intermamelonară cu 3 degete, 1 luăm și 2 sub formă de virgulă, 1, 2, 3, 4, 5. Deci astea ar fi manevra Hemlich la copii și în situația bună noi sperăm, dacă ele sunt efectuate corect, să aibă loc expuzia acestui corp străin. Da, doamne German, eu am fost martor când un copil, de 4 sau 5 ani, nu mai țin minte exact, a luat 2 bombonele din astea tari. Da, da, acadele. Și acadele din astea. Foarte și ele periculos. S-au lipit una de alta și s-au lipit de gât, probabil. Da, da. Pentru că la un moment dat... Da, da, da. Îmbla copilul. Știi ce a făcut mama? L-a luat, l-a întors cu picioarele, da, în sus, exact, cu capul în jos. Da. Și tot îl zgâlțâie așa. Da. Și i-a căzut bomboana. I-a căzut, da. Deci a făcut corect? Intuitiv a făcut corect, doar că nu trebuia zdrunciunat, fiindcă, iată, dacă o să ne urmăriți pe noi pe rețele, noi am pus un video când mama este stresată și zdruncină foarte mult copilul. Acele bombonele au ieșit, dar dacă a făcut prea mult zdrunciunat, există așa sindromul bebelușului zdrunciunat, că n-au loc modificări la nivel de creier, da, chiar cu hemoragii. De aceea, bine ar fi mama să nu-și piardă... Contuzii, un fel de comoții. Da, da, da. Bine ar fi mama să nu-și piardă cumpătul și mai cu calm să întoarcă copilul. Asta a făcut corect, după care să-l lovească sau să facă compresiunile. Deci îl lovește aici, unde ați arătat. Da, da. Nu la occipit, dar între omoplați. Între omoplați, acolo nu este periculos. Iată, cam asta am vrut să vă povestesc. De fapt, sunt mai multe urgențe care ar putea să se întâlnească. De exemplu, și haideți, mai avem ar mai fi să... arsurile. Acum știți că copiii pot stăi fără supraveghere să diverse explozibile. Ar fi arsurile. Tătar de... Da, da, de artefii, da. Acolo trebuie să știm că nimic în afară de apă răcoritoare, curgătoare, să punem pe acea arsură nu trebuie, fiindcă în popor tot se spune că diverse... Ce ați mai auzit? Ulei, unt. Da, absolut incorrect. Da, absolut incorrect. Trebuie doar apă curată. Chiar și atunci când curgătoare. Te-ai ferit la mână. Da, 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 da. Cu apă curată. Cu apă curată. Curgătoare în primele 10 minute. Scopul este de a micșora energia termică care a făcut arsura. Prin aceea că noi punem ulei sau unt, din contra uleiul menținem acea temperatură și provocăm o arsură mai mare. Deci... Dar de ce credeți că noi avem atâtea sfaturi oferite de cei care nu sunt în sistemul medical, mai ales greșite în societatea noastră? Probabil că, deci noi la medicină suntem învățați să fie medicina bazată pe dovezi. Sigur că de mult poporul încerca mai multe metode, da? Și atunci, doar peste timpuri, când s-au făcut diverse studii și s-au văzut că dacă la toți facem cu apă, de exemplu, este mult mai bine decât cu alte substanțe. Și, sigur, prin intermediul medicilor încercăm să educăm populația, să aducem argumente de ce așa și cu timpul deja se cunoaște mult mai multe. Deci, eu zic că în timpul acesta, care este nu deloc ușor, ar fi bine să punem accent anume pe instruirea noastră și pe sănătate. Iar instruirea în sănătate... de 2 ori încă mai important. Așa că vă așteptăm la cursuri, să ne urmăriți pe rețele de socializare și să ne dedicăm timpul și nouă pentru instruire. Cine vine la cursurile dumneavoastră? Exact asta vreau să întreb. Vin părinții, vin companiile, companii mari care vor ca mulți din angajați să cunoască, cele că noi vorbim nu doar de acestea, adică avem și manechene pentru adulți și compresele sternale și respirațiile, dar cel mai mult mămici, tătici, mămici cu burtici, adică părinții, viitori părinți. Olimpia, ce trebuie să mai știm despre regulile de bază pentru siguranța noastră personală? Deci, pentru siguranța personală, zic că, de fapt,
foarte bună întrebare, mulțumesc de întrebare, fiindcă în timpul cursului noi chiar spunem, întotdeauna o victimă nu trebuie să se expună mai mult, salvatorul nu trebuie să se expună la un risc mai mare decât victima. Ori în așa caz, ambulanța va avea de salvat două victime. De aceea, ca o linie roșie în tot cursul, noi vorbim despre siguranța personală, deoarece pot fi pericole și din partea situației, care poate fi periculoasă, din partea victimii, chiar că poate fi agresivă, sau, de exemplu, în timpul unui accident rutier, nu avem dreptul să ne apropiem dacă nu știm exact că este foarte sigur, altfel știți că poate fi să vină să mai fie un supraaccident. De aceea, siguranța personală este pe primul loc și clar că trebuie să punem accent pe prevenție. Iar cel care este informat este și protejat. Adică dacă am venit și am studiat mai mult și am ascultat și am vedea diverse situații și am ști că nu așa trebuie să acționăm, probabil că nu am ajunge în așa situație. Deci cel informat este protejat, eu așa consider. Olimpia, credeți că aceste lucruri trebuie să învățate din perioada timpurie, adică de la școală? Nu trebuie să învățăm doar fizică și matematică, dar da, și cum cu siguranță, să ne descurcăm în viață? Da, în școli ar fi binevenită, sigur că o parte se învață, iar dacă venim mai des la lecții, noi am creat acum chiar și un curs pentru copii, începând cu 7 ani. Și apropo, sunt niște cursuri foarte, adică copiii rămân încântați, o energie, chiar eu singur am rămas impresionată cât de mult ei pot să rețin în decurs de o oră jumate, ei absolut toți spre sfârșit știu cum să oprească o hemoragie, cum să facă o dezobstrucție, adică chiar este... Și cel mai important este de la aceste cursuri pregătiți și informați. Da, să știi și la cursuri, la cursuri noi mai discutăm și anumite situații, fiindcă mulți copii începând cu vârsta de 8-10 ani pot să fie, să aibă frățiori care trebuie să-i supravegheze și atunci discutăm și acele situații. Cum este bine să știm, să nu lăsăm medicamente pe lângă copilul mic, să nu lăsăm de unul singur, de exemplu, cu un animal, sau adică diverse situații care ar putea să fie în condiții casnice. Și atunci copiii, unii știu intuitiv ce ar trebui, pe alte situații noi le spunem, deci așa nu trebuie, așa trebuie. Doamna German, am vorbit despre felul cum acordăm primul ajutor unei persoane pe care este în preajma noastră. Se întâmplă să rămânem singuri acasă. Se întâmplă nouă ceva, că ne-am înnecat cu ceva. Cum trebuie să acționăm în asemenea cazuri? Asta este întrebarea de fiecare dată, la fiecare curs este pusă, este o întrebare complicată, deoarece dacă, de exemplu, facem obstrucție de căi respiratori, suntem de unul singur, putem doar să încercăm noi singuri să ne facem, știind cum facem altcuiva, să ne facem nouă, da? Acea dezobstrucție. Mm-hmm. Cel mai bine ar fi să nu ajungem în așa situație și atât eu menționez întotdeauna la curs. De exemplu, o persoană când stă la masă și mănâncă și are sannecat, începe să tușească și noi fiind un popor educat, am observat de multe ori, dacă îi dăm, e bine, dar de multe ori persoana care începe să tușească, nu știu ce, socoate că este rușinos și se scoală de la masă. Și bună oară a fost iată așa caz când persoana s-a dus în baie, s-a închis în toaletă și cu părere de rău, obstrucția a devenit și mai severă, de ce eu recomand, dacă se întâmplă că tușiți, vreți să nu tușiți în prezența cuiva, e bine să ieșiți de la masă, dar să luați cu dumneavoastră pe cineva, numai decât, care să vă supravegheze, fiindcă în orice moment obstrucție totală, subtotală, poate trece într-una totală. Prin obstrucție, subînțelegem, Înnecare. Când, noi așa spunem, când ne-am înnecat. Da. Când mâncăm și vorbim sau ne râdem și atunci în loc să nimerească în calea aeriană, nimerește în calea digestivă mâncarea, nimerește în cea aeriană. Ori acolo nu trebuie să fie obturați. Deci cel mai indicat ar fi probabil să atunci când digerăm mâncarea, când stăm la masă, pentru că ne înnecăm atunci când vorbim, consumăm ceva. Da. Să nu vorbim, în primul rând, cu gura plină, pentru că este și un semn de bună purtare, de bună creștere, să nu vorbim când mâncăm. Dar, de fapt, e și un semn de protecție a sănătății. Siguranță, de siguranță. Să nu vorbim când ingerăm bucatele și să mestecăm bine mâncarea pe care să nu ne grăbim să savurăm compania mai bine decât să pentru că ne necăm de regulă cu bucăți mari pe care le înghițim. Da. Și atunci
se întâmplă ce se întâmplă de multe ori. Deci să mestecăm bine, de câte ori se mestecă mâncare? De 20. De 20 sau de 38, câți dinți avem în gură? 32. De 32 de ori, cel puțin. Ar fi bine, da. Și atunci suntem siguri că mâncarea se duce ușor și nu avem probleme de obstrucție, cum ziceți dumneavoastră. Da. Olivia, ce mesaj ați avea pe final pentru toți telespectatorii noștri? Pe final aș spune, doresc la toți un an cât mai frumos să vină, cât mai liniștit, să petrecem sărbătorile luminate împreună cu persoanele iubite, cu familia, să fim cât mai atenți, ori sănătatea noastră este în mâinile noastre, să o păstrăm și sănătatea este cel mai mare. Dar de ce eu ca medic, sigur că în ajur de sărbători, aș vrea să doresc la toți în primul rând sănătate și să o păstrăm această sănătate. Și vouă la fel, sărbători luminate împreună cu familia și sănătate cât mai mult. Mulțumim și noi vă dorim numai bine și sărbători frumoase. Pneumologul Olimpia German despre primul ajutor medical. Când, cum și în ce fel trebuie să-l acordăm și în ce cazuri. Mulțumim foarte mult! Iar voi, dragi telespectatori, rămâneți aproape! De-a lungul vieții, 80% dintre adulți vor avea cel puțin o dată durere de spate joasă, afectarea discului intervertebral fiind cea mai frecventă cauza durerii lombare. Despre discopatia lombară ne vorbește astăzi medicul Luminița Suveică. Discopatia lombară este cauzată de modificările degenerative la nivelul discului intervertebral, care apare în mod normal pe măsură ce înaintăm în vârstă. De-a lungul vieții, 80% dintre adulți vor avea cel puțin o dată o durere de spate, o durere joasă, prin afectarea discului intervertebral, fiind cea mai frecventă cauză a durerii lombare. Discopatia lombară este cauzată de modificările degenerative la nivelul discului intervertebral, care apar în mod natural pe măsură ce înaintăm în vârstă. În prima fază a bolii, în care discul intervertebral este degenerat și uzat, pacientul are dureri în zona lombară însoțite de rigiditate din cauza contracturii musculare. De obicei, durerea apare în pusee, declanșate de efort, frig, umezeală, drumuri lungi și se remite în câteva zile în condiții de repaus sau tratament medicamentos. Pe măsură ce degradarea discului avansează, aceste episoade devin din ce în ce mai dese, mai grave și mai rezistente la tratament. Majoritatea oamenilor vor avea unul sau mai multe episoade de dureri de spate în timpul vieții, pe care nu necesită neapărat o vizită la medic. Durerea se va rezolva fără vreun tratament sau prin administrarea unor medicamente care pot să fie procurate și fără prescripție medicală, pe o perioadă scurtă de timp și de repaus. Totuși, dacă ai una din condițiile sau semnele de alarmă, trebuie să mergi la consultație la un medic specialist. Dacă durerea se agravează și împiedică desfășurarea activităților zilnice, dacă durerea este mai intensă noaptea, dacă este slăbiciune musculară la nivelul picioarelor care sunt însoțite de senzația de amorțeală sau furnicături. Cea mai importantă metodă de prevenire a discopatiei lombare este menținerea în zona lombară a unei forțe musculare adecvate și a unei condiționări bune prin practicarea regulată de exerciții care întăresc mușchii abdominali și mușchii din porțiunea inferioară a spatelui. Înotul în special pe spate este un sport recomandat. Folosirea unei modalități corespunzătoare de ridicare a obiectelor grele pe care se realizează prin flexia genunchilor și șoldurilor, păstrarea unei posturi corecte la birou, se va sta pe un scaun al cărui spătar ia contact cu spatele în două puncte, lobosacral și la punctul umerilor, iar picioarele vor fi ridicate de la sol, sprijinite pe un suport,
astfel genunchii fiind îndoiți în unghi drept. Menținerea unei greutăți sănătoase este de asemenea foarte importantă. Un fapt îmbucurător, în ultimul timp apar noi forme de activitate în promovarea și susținerea intereselor sociale prin intermediul culturii. Una dintre aceste forme e și Centrul de Teatru din Moldova, o organizație neguvernamentală națională în domeniul culturii, care desfășoară activități în scopul îmbunătățirii vieții prin cultură, elaborând proiecte și strategii culturale. Centrul a reușit să lanseze deja câteva proiecte sociale de răsunet, cum ar fi Singura Casă, în 2021, dacă nu mă înșel, Democrație prin Teatru, Corupție și Anticorupție, un proiect recent din această toamnă. Despre bilanțurile anului 2022 în activitatea Centrului de Teatru din Moldova discutăm astăzi cu actrița, regizoarea și președinta centrului, Alina Țurcanu. Alina, bine ai venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit! Felicitări! Mersi! Pentru toate aceste proiecte minunate pe care le faceți. Mulțumesc din suflet pentru invitație și oportunitatea de a vorbi despre proiectele noastre, bineînțeles. Un bilanț încă este prea devreme de făcut, deoarece unul putem spune că s-a finalizat anul acesta, e vorba de proiectul Singura Casă, susținut de Ministerul Educației și Cercetării. A durat 2 ani. Nu, este ediția a doua. A doua. Ediția. Adică el e pe ediții. Eu știam despre acest proiect din 2021. Exact, a fost prima ediție, dar am depus la Ministerul Educației și pentru ediția a doua, a fost susținut și de Ministerul Educației și de Kaufland Moldova. Pentru cei care nu cunosc, despre ce este acest proiect și ce presupune el? Singura Casă. Deci e vorba despre copiii de migranți. Toată lumea știe filmul despre... Exact, da. Și prima reacție este că apare zâmbetul pe buze, dar din contra. În acest proiect ne-au curs mai multe lacrimi decât am zâmbit. Uh-huh. E vorba despre copiii de migranți a căror părinți sunt plecați pe o perioadă nedeterminată de lângă ei. Să zicem pe o lună, două, trei, jumătate de an, un an, poate fi și mai mult. Adică părinții moldoveni care au plecat peste hotare, da, la lucru, exact, după o viață mai bună, după niște câștigi, câștiguri suplimentare, da, și au lăsat copiii acasă în grija cuiva. În grija cuiva, da. Sau bunicilor, sau în cel mai bun caz a bunicilor. Exact, exact. Și ne-am propus să vorbim cu copiii, să vedem ce și cum gândesc ei vis-a-vis de această despărțire de părinți. Deoarece, în principiu, s-a vorbit despre, și nu despre, dar s-a vorbit... Despre fenomen ca atare. Ca atare, dar mai mult au fost în prim plan părinții care, da, au plecat și toate chinurile prin care au trecut, deplasându-se peste hotare. Bine, da, la început era foarte complicat, mai târziu mai ușor, dar oricum, cunoaștem prin ce trec părinții. Și este ceva de nedescris. Dar pe de altă parte, ce simt copiii? Noi nu știu cum trecem cu vederea ce spun cei mai mici. Nu le dăm cuvântul, nu ne interesează, pentru că undeva în subconștientul nostru ne gândim că ei sunt mici, nu prea înțeleg. Și când vor crește mari, vor înțelege. Părinții au un handicap. Aproape toți părinții. Exact. Eu inclusiv. Am un handicap. Să-și imagineze că, copiii lor sunt mici și o să rămână mici toată viața. Și orice vârstă ar avea, noi suntem... Și nu înțeleg avem nimic. Un impuls, da, de a le dirija și de a le spune ce să facă, de a-i verifica, de a-i controla și de a le oferi mai puțină independență. Exact, da. Ne comportăm cu ei ca un, nu știu, copii care nu pricep, da, ce, da, se întâmplă. Deși în jurul înțeleg lor. Foarte Deși bine. Deși ei foarte bine înțeleg. Nu pot să-și exprime gândurile, sentimentele și acest proiect anume vine pentru a le oferi acest... această posibilitate de a-și exprima sentimentele lor prin arta cuvântului. Alina, ești mamă. Da. Pe lângă faptul că ești regizor, actriță, ești mamă și ce ai descoperit tu pentru tine personal comunicând cu acești copii sau descoperindu-le universul trăirilor lor?
că ei sunt de o maturitate superioară, că noi trebuie să le să-i ascultăm. Deci asta este primordial pentru mine. Deci să avem capacitatea să aplicăm urechea la ceea ce spun copiii, chiar dacă ei nu o spun foarte clar și coerent, pentru că sunt mici, găsesc cuvintele pe care le cunosc, dar ei își exprimă sentimentele prin emoții, fie că sunt triști, fie că sunt depresivi, fie că nu vorbesc, se închid în colivie, în cochilie și nu vor să comunice cu părinții. Deci să fim atenți la comportamentele lor. Noi fiind părinți acasă lângă copii și de multe ori ne scapă aceste lucruri, dar minte când părintele nu este acasă și este cineva, fie bunica, fie vecinul, fie asistentul social, ce facem în cazul ăsta? Deci sunt multe lucruri care ne scapă și aceste scăpări, ele în tinerețe, în adolescenție, la maturitate, ele răbufnesc. Ele răbufnesc și lasă amprenta un pic până la picătura chinezească și când... Exact. Psihologii zic că da, fiecare om este cel care... Fiecare copil va fi viitorul client a unui psiholog, da, oricare. Da, da. Fie că noi l-am tratat extraordinar de bine sau mai puțin. Dar minte când suntem atât de neglijenți încât să ne neglijăm propriul copil și sentimentele lui. Deci, și iată ziceam de proiecte, acestea sunt lucrările din anul acesta, deci 40 de copii din 212, din 3 raioane ale țării au scris eseuri și poezii, ne-au trimis pe adresa noastră, au fost selectați de către membrii juriului, e vorba de Radmila Popovici, de Dumitru Crudu, și ei au selectat 40 de copii a căror lucrări... nu știu dacă pot să zic că au o valoare net superioară față de ceilalți, dar au fost sinceri. Au fost foarte sinceri prin un felul lor de a se exprima și au găsit o formulă artistică mai diferită, mai originală de a-și exprima gândurile. Și în cazul acesta am încercat, în primul rând, să le oferim posibilitatea să vorbească. Pe de altă parte, i-am chemat la Chișinău și în cadrul unui laborator literar, timp de 3 zile, au lucrat și cu psihologii, și cu literații, și cu actrița Angela Ciobanu, care a oferit lecții de artă actorului, și ei au socializat, ei s-au simțit foarte bine printre ai lor. Pentru că cineva zicea că e cam peștele în apă, se simt bine, nu sunt cumva inhibați pentru că celălalt nu-l înțelege. Și au descărcat sufletele, și au expus problemele public, fără ca să se simtă stingeriți cumva sau nesiguri pe ce simt. Și le-am dat posibilitatea să spună ce simt. Au avut nevoie de foarte mult timp cu psihologul să discute, au solicitat ore suplimentare, pentru că nu reușeau să-și spună tot ce au pe suflet. Deci e nevoie de astfel de specialiști în școală, mai ales că toate localitățile sunt afectate de acest fenomen. Nu este ceva numai în aceste raioane. Deci și bine, tot în cadrul proiectului am montat un spectacol, Scrisori către mama și tata, de Dumitru Crudu, cu inserțiuni din monologele copiilor. Deci noi le-am creat într-un fel ca monologe și am mers cu acest spectacol în localitățile partenere. E vorba de Teatru Guguță, trupa Night Guguță, îi cunoașteți, da, pe da, și cu ei am prezentat spectacolul. Reacțiile au fost... Adică au jucat actori. Au jucat actorii, da, dar textele materialul izvorite este din confesiunile acestor tineri. Exact, și chiar cu inserțiuni din textele lor autentice, deci fără ca să adăugăm nimic, să fabulăm pe această temă. Ce te-a șocat pe tine în toate textele astea? M-a șocat cât de rezistenți sunt ei. Atât de multă durere acumulată în sufletele firavelele lor și ei merg înainte, ei cred în bine, ei nu judecă pe nimeni, ei nu acuză pe nimeni, ei sunt blânzi, buni, umani, foarte iubitori. Asta este probabil specific copiilor care
trec prin mai multe greutăți, probabil. Nu știu cum să le zic, dar a fost... Greutățile nu i-au închis, nu i-au inhibat, nu i-au făcut depresiv. I-au făcut mai rezistenți. Unii mai rezistenți. clachează, unii au nevoie de ajutor și este foarte important să, la timp să depistăm aceste probleme. Ele trebuie neapărat văzute de cei apropiați, să zicem că profesorii. Să știți că multe reacții au venit din partea profesorilor. Și mi-au zis că după ce au venit din cadrul laboratorului, ei altfel au văzut copiii, dar mai mult decât atât, după ce au citit lucrările lor, au rămas uimiți de ce se întâmplă în acești copii în care în fiecare zi stau în fața lor. Deci ce e cu inima lor, ce e cu viața lor, cum trăiesc ei și cu tot altfel s-a schimbat optica asupra, da, asupra acestor copii și lucrurile au evoluat spre bine. S-au propus un fel, s-a propus într-o școală, îmi spunea doamna director, un program special pentru ei, cum să-și gestioneze timpul liber, cum să-și gestioneze banii, cum să comunice cu părinții. Deci cumva a generat acest proiect o activitate care este benefică pentru ei. Asta ne-am dorit, asta a fost scopul, ca să-i ajutăm să-și exprime gândurile și emoțiile. Pe de altă parte, să-i valorificăm talentele lor ascunse, mm-hmm. pentru că cei care sunt alături de părinți sunt mai protejați într-un fel emoțional. Exact, și părinții îi ajută să-și manifeste talentele, dar când nu sunt părinții... Același procedeu se repete și în anul ăsta, la a doua ediție. A doua ediție a fost un pic diferită, cu mici ajustări, deci de bine, zic. Mm-hmm. La prima ediție am avut doar un raion, implicat copiii dintr-un raion, 10 localități. Anul acesta au fost 3 raioane și 30 de localități. Mai mult decât atât, un raion singur a luat inițiativa asupra sa și a făcut nu numai în 10 localități, dar în 30 ceva de școli. Dar despre ce raioane e vorba? E vorba de raionul Sângerei, Ungheni și Orhei. Deci 3 raioane care nimeni nu a zis ba. Toți sunt interesați să pună umărul, să ajute copiii, să se implice. Pentru că e o problemă, dar de unde să te apuci? Cum să ajungi? Și iată acest ghemotoc. Noi am ghem de ață, da? Mm-hmm. Am vrut cumva să ajungem la esență. Esența este copilul. Pentru a vorbi despre niște lucruri importante care îi afectează în mod personal, e să înțelegi cu ce trăiesc acești copii, ca să vorbești lumii întregi despre acest fenomen. Nu e cazul să fabulăm, da? E nevoie de niște date exacte, de oameni concreți în care ei, da, își povestesc ce simt. Altfel nu ajungi la inimile oamenilor dacă nu pornești din adevăr, de la adevăr, de la sursă. Un proiect cu adevărat inedit și impresionant, dar vrem, Alina, să vă rugăm să ne mai povestiți și despre alte proiecte. Da, sigur. Pe scurt, pentru că vrem să aflăm și despre ele. Am înțeles. Deci în 2000, da, anul acesta, în iulie, a demarat alt proiect, e vorba de Democrația prin teatru, reflexia integrității în lumina scenei, susținut de Fondul European pentru Democrație, în parteneriat cu Teatrul Mihai Eminescu, Teatrul Național Mihai Eminescu și, și Centrul Național Anticorupție din Republica Moldova. Deci, la fel, deci este un fenomen care trebuie combătut și s-a părut cel mai util la fel să întrebăm oamenii cum se simt, dacă îl simt, ce înțeleg prin fenomenul corupției. Exact, pentru că acest proiect presupune la fel, așa cum ziceam anterior de proiectul Singura Casă, sursa, da? Omul, ce simte el, ce gândește el, cum privește el la lucruri. Și atunci am întrebat tinerii să facă un filmuleț de la 1 până la 5 minute, cum văd ei din perspectiva lor acest fenomen, cum îl simt ei, dacă ei înțeleg ce înseamnă asta, sunt conștienți de lucrul ăsta, au nevoie de mai multe informații despre fenomenul ăsta sau nu cunosc nimic. Și ne-au bucurat enorm de mult, am primit 24 de filmulețe, au fost deja desemnați laureații în cadrul unei ceremonii
le-am și oferit trofeu, diplome, bani, etc. De altfel, dacă cineva dintre cei care ne vizionează doresc să urmărească aceste filmulețe, le pot găsi pe pagina de Facebook a Centrului de Teatru. Centrului de Teatru din Moldova, așa se numește. Exact, da. Exact, da. Centrul de Teatru din Moldova, dacă găsiți pe Facebook această pagină, sunt toate filmulețele foarte curioase, foarte și chiar merită urmărite. Dar și un lucru extraordinar de important. Am anunțat și un concurs de piese de teatru. Așa. Și am avut o surpriză. Am recepționat 50 de piese. Wow! 50 de piese, asta era extraordinar. Pentru noi a fost ceva ieșit din comun. Și toate despre corupție. Exact, exact. Deci a fost foarte greu pentru membrii juriului să selecteze. Necat în corupție. Să selecteze trei piese cele mai bune. Deja au fost, vă spun că a fost gala laureaților și i-am premiat, dar această piesă urmează să fie montată pe scena Teatrului Mihai Eminescu și în curând, sper eu, în ianuarie, sfârșitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie, să avem o premieră. Piesa câștigătoare. Exact, exact. Dar cine a scris-o, nu ți-ai minte? Cosmin. Cosmin, am uitat, e din România. Noi am anunțat concursul pentru dramaturgi, atât consacrați cât și începători. Exact. Nu a fost o restricție cumva în acest sens. Uh-huh. Dar avem două piese din România premiate și una din Republica Moldova. Urmează să vedem premiera, vă invităm de pe acum. Abia așteptăm. Da. Și totodată Centrul Național Anticorupție va veni cu mai multe explicații după spectacol. Va avea loc o comunicare dintre spectatori, voluntarii Centrului Național Anticorupție și cumva având o tangență cu ceea ce se întâmplă pe scenă, pentru că este reflexia integrității în oglinda scenei. Se va discuta problema din mai multe puncte de vedere și vor fi mai mult informați cu privire, pentru că noi, la drept vorbind, nu prea multe cunoaștem. Știm că nu e bine să dai mită sau nu e bine să primești mită sau nu e bine să absolut faci. Dar mai mult decât atât, sunt multe nuanțe pe care nu le cunoaște lumea. Iată, despre asta vreau să te întreb în final, că noi știm. Da, corupții, spunea lumea vorbește. Corupții, că acela a fost corupt, că ăsta e corupt, că noi suntem corupți, că corupție înseamnă asta. Dar, de fapt, corupția pornește de unde? Uite, ce ați înțeles voi din toate lucrările elevilor, copiilor sau adolescențelor? Bine, corupția, după mine, pornește de la conștiința ta. Deci de aici. Dacă tu simți că nu e bine ceea ce faci și nu e corect, trebuie să te oprești. Dacă ai făcut pasul următor, deja ai procedat incorrect, în sensul, în toate sensurile. Și a mă pune bine cu tine pentru că îmi trebuie mie să rezolv ceva. Deja este un act de corupție. Da? Ca să rezolv o problemă medicală neapărat trebuie să fac un lucru, da? Și să aduc o cutie de ciocolată sau flori sau nu știu ce. Astea sunt banalități. Da? Dar mai bine să fii vorba ce e curat și sărac și curat. Alina, crezi că corupția are la bază starea pauperizată a poporului nostru, a țării noastre? Sărăcia ar fi motivul corupției? De ce râd? Deoarece zilele astea am văzut în Parlamentul European. Da. Doamna Eva, care au descoperit sute de mii de euro în Parlamentul European. Deci corupția nu are granițe, nu e vorba de sărăcie. Și pe la casele mari se întâmplă astfel de acte care sunt rușinoase. Ține de niște trăsături interioare, personale absolut, ale omului. Absolut. Ori te gândești la tine, la copiii tăi și te gândești că acest lucru, dacă îl faci tu astăzi, mâine îl vor repeta copiii tăi și tot așa mai departe. Deci nu se ajunge nicăieri. Deci trebuie să pui stop și să le vorbești copiilor tăi despre acest fenomen. Chiar și despre lucrurile minore, par minore, să zicem în școală, oriunde, să le explici ce este bine, ce nu este bine. Dacă. Și probabil că trebuie să le explici în permanență. Alina, da. În final, ce proiecte mai preconizează Centrul de Teatru din Moldova?
Am mai depus câteva proiecte, dar așteptăm răspunsul. De asta nu... Că nu le divulgați, dar... Da, exact, pentru a fi finanțate, exact. Pentru a fi susținute, da? Da, bineînțeles, bineînțeles. Sunt problemele cotidiene care se iau o amploare, devin fenomene. Și noi trebuie să pornim de la esență ca să le găsim o soluție. Dacă nu astăzi să fie rezolvate și anihilate, cel puțin să se discute pe această temă și ele, conștientizându-se, devin, își pierd din acuitate, din duritate. Ele găsesc soluții pentru a fi rezolvate. Dar prin intermediul teatrului este și teatrul este o platformă care poate fi. Nu ți-e dor de scenă? O pauză. Nu, că cine o ține minte pe Alina Țurcanu, cel puțin în rolul Safte, acum îmi vine Safta din Chirița de la Ionescu, era un rol admirabil. Mersi. Nu știu, Andrei, eu mă produc în fiecare zi în fața... Se ajunge teatru în ce faci. Da, și când ca teatru regizor vieții. Și când lucrez cu actorii și sigur că mi-e dor, nu dispare asta nicăieri, da. ce simți pentru arta actoricească, nu se evaporează cumva din suflet, dar... Nu știu, probabil. Vezi că Chistol mulți ani de zile a fost regizor, pe urmă a revenit în calitate de actor. Da, exact, da. Și așa m-am bucurat pentru el. Trebuie neapărat să mă merg să văd spectacolul lui. Deci lucrurile se schimbă, se modifică. Viața asta așa e de... Imprevizibilă. Alina, centrul lui de teatru din Moldova, sănătate și prosperitate. Mulțumesc. Și cât mai multe proiecte frumoase. Proiecte interesante și utile. Important. Exact. Da, cu asta mult este... impact social. Exact. Noi ne dorim acest lucru și punem suflet, nu numai efort, dar în primul rând suflet în ceea ce facem și sper că această iubire, dragoste necondiționată ajunge beneficiarilor și lucrurile cumva se modifică. Multe reacții au fost foarte bune, s-au întors părinții acasă, s-au discutat. Da. Deci lucrurile se mișcă. Cu cât mai merită mult vom vorbi... să existe acest teatru și proiectele lui, acest centru. Centru. Astăzi despre centrul de teatru din Moldova, despre proiectele lui inedite, care nu este un centru unde se joacă teatru, este un centru în care teatrul vieții este adus și studiat cu lupa. Prin și mai cu seamă impactul lui asupra sufletelor persoanelor vizate. Alina Țurcanu, regizor și actriță și directorul sau președintele acestui centru. Alina, îți mulțumim, la mulți ani. Și eu vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Mersi și la mulți ani și vouă. Mulțumim și numai bine. Iar noi revenim în scurt timp. Rămâneți aproape. După ce prim-ministra Natalia Gavrilița a anunțat că salariile bugetarilor se vor majora cu 1300 de lei anul viitor, iar salariul minim va fi de 4000 de lei și, totodată, pensia va fi indexată cu 14%. Unii oameni spun că oricum e prea puțin și nu le va ajunge să ducă un trai decent. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți întâmplător pe străzile Chișinăului ce cred despre aceste majorări. Opinia adunată de Nicoleta Negrescu. Unii pensionari ni s-au plâns că pensia pe care o primesc este prea mică și, din păcate, nici această majorare nu le vine în ajutor acum când totul este scump. 14% și astea-s bani din suma care noi o avem, nu ai, ai 2000, las să le spunem. Dar și faci cu 2000 leacuri, mâncare, dar comunalele, de 18, nici nu știu ce să facem. 14% tot e bine. Adică dacă guvernul nu are putință să majoreze cu rata inflației, asta e situația financiară în țară. Prin 5000 ne mai descurcăm, dar cu 1500 trebuie să trecem la... suhari cu pâine, spune. Asta e bătaie de joc. Ia că acum am plătit comunale din pensie și gata. Acum aștept salariul, 2000 am. Pensie și gata. Și lucrați ca să faceți față. Da. E bine, bă, dar prostul de atâta. Majorat? Mai mult, dar de unde? Trebuie să ai surse de venit. Statul produce prea puțin
aparatul de stat e birocratic și prea încărcat. Asta e. Bine, foarte bine ceva ne dă. Înainte era 4% și oamenii plăcea, acum 14%. Cât despre salariul minim, care va fi majorat până la 4.000 de lei, bugetarii ne-au spus că este prea puțin pentru ei. Orice majorare este binevenit. Cât de mică nu ar fi, este binevenită. Sperăm să nu fie ultima. Cam cât ar trebui să fie salariul minim ca să supraviețuiască un om? Pentru a supraviețui un om, nu o familie, salariul mediu ar trebui să fie de 9.000 de lei pentru o singură persoană. Это, конечно, хорошо, но было бы лучше, если бы было чуть больше. Потому что сейчас коммунальные стоят намного больше, даже выше, чем зарплата самих людей. Поэтому... И сколько должна быть, чтобы выжить? Ну, хотя бы 5-6. Минимальная зарплата? Минимальная, да. Лучше 6. Să existe o corelație între inflație și între creștere de salariu, da? Ca să se simtă aceasta. E o creștere care este binevenită, dar desigur eu presupun că ar trebui să fie încă și mai bine. Inflația se mărește cu 50, cu 100% toate prețuri și sunt de salarii cu 14%. Asta e zero. Nim sărăcesc încă mai tare. E mic salariu. Cu cât ar trebui să-l mai majorez? Cu cât? Cu cât mai mult, cu cât mai bine. Ieșim la aceeași poziții, cum au fost în trecut. Pentru că s-au majorat... S-au majorat salariile, dar s-au majorat și prețurile. Și tot acolo ieșim la zero. Deja mai bolși v razi, наверно, щоб покрити затрати людей. Не соответствие цены заработной платы. Цены слишком високі, висока стоимость комунальних услуг. Cred că trebuie să spatim mai mult să fie. Trebuie majorat mai mult? Da. Ca să înțelegem mai ușor mesajul ce urmează, e suficient pentru început să vi-l imaginați pe Sharikov, vestitul personaj al lui Mihail Bulgakov, în manta și cu papion, șezând la masă cu profesorul Preobrajenski. Despre Sharikov, dar și despre disprețul ridicat la cote canibalice în minutul jurnalistului Vasile Botnaru. Sharikov în manta și cu papion. Rușilor le joacă festa proverbiala lor suficiență. Sinonime din dex, aroganță, vanitate, îngânfare. Indiferent dacă sunt fani de-ai lui Putin sau se declară liberali ca să poată beneficia de modul occidental de viață. Diagnosticul nu mi-aparține, l-am dedus din cel mai proaspăt și cel mai exact, zic eu, comentariu formulat de jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov despre peripețiile canalului de televiziune Dozhd sau TV Rain. Redacția care revendică dreptul de a le plânge de milă militarilor ruși, aduși cu forța să-i omoare pe ucraineni, că vezi, Doamne, nașerebeata, adică băieții noștri, nu au ciorapi călduroși sau nu au mâncare fierbinte. Zic, TV Rain s-a rătăcit în pădurea din trei pini. Zăbludilăși v trec sosnach, spune proverbul rusesc despre lipsa capacității de a înțelege lucrurile cele mai simple. Și anume că jurnaliștii de la Dozhd au ales să fie de partea călăului și nu de partea victimei. Restul e apă de ploaie. Vorbe de clacă despre rolul mesianic al noului val de emigranți și despre salvarea celor îmbuibați de propagandă. Sunt perfect de acord cu colegul meu de la Radio Svoboda, Vitali Portnikov, care afirmă că Federația Rusă a moștenit trăsătura cea mai hidoasă a Imperiului Sovietic, disprețul față de minoritățile naționale cu care au conviețuit în componența URSS și puținele care au mai rămas să graviteze în jurul Kremlinului din varii motive. Dispreț ambalat într-un pseudopatriotism zgomotos bazat pe confiscarea victoriei în cel de-al doilea război mondial. Dispreț pe care Putin l-a ridicat treptat cu meticulozitatea lui Lecter Hannibal la cote canibalice. Pornind mașina de război care toacă viețile ucrainenilor, dar și ale propriilor cetățeni,
Putin a pus în fața conaționalilor oglinda magică, oglindă, oglinjoară. Unii s-au îngrozit de ce au văzut și au spălat Putin a câte lucru cu cinste, în Europa, dacă se poate, sau măcar în Georgia. Alții au urlat de satisfacție, ca actorul despreoțit Ahlăbâstin, că lumea civilizată se vede silită să-l accepte pe Șarikov la aceeași masă cu profesorul Preobrajenski. Numai că au intrat pe rol ucrainenii, mega motivați să lupte împotriva agresorilor ruși. Ei nu au cum să renunțe la misiunea lor de hingeri și au de gând să presteze servicii de ecarisaj pe termen lung, până Șarikov își va vedea de lungul nasului. Nimic mai scurtă decât exclamația wow! Bine, e un englezism până la urmă, dar cerem scuze. Acest englezism s-a traduce așa, mai pe lung. Sunt nespus de uimit, sunt nespus de încântat sau emoționat sau ceva de genul măi să fie! Toate acestea la un loc plus urarea să auzim de bine. Vi le adresăm la finalul întâlnirii de astăzi. Ne vedem data viitoare! Pe curând! Partener general, satul German. Acest program conține plasare de produse.